Bună, dragile mele! Sunt Monica Cismaru, redactor Elis Magazine și astăzi vorbim din nou despre îngrijirea tenului, mai exact despre hidratare. Știm cu toții că hidratarea este un pas esențial în orice rutină de îngrijire a pielii. Dar cum facem acest lucru? Ce produse folosim? Ce ingrediente oferă cea mai bună hidratare? Ne răspunde Anca Răducan, medic primar dermatolog. Bună ziua, doamna doctor, și bine ați venit la noi! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Cu drag. Înainte de toate, ce este hidratarea pielii? E o întrebare foarte bună, pentru că atunci când ne dorim un ten sănătos, toată lumea vorbește despre hidratare. Hidratarea pielii reprezintă practic capacitatea pielii de a menține apa în interior. Odată ce apa este menținută la interior, pielea își va păstra aspectul sănătos, luminos, acel glow pe care toată lumea și-l dorește. Și nu în ultimul rând, o piele hidratată este o piele mai sănătoasă. De ce spun asta? Pentru că toate afecțiunile cutanate sau imperfecțiunile de la nivelul pielii sunt reduse considerabil atunci când pielea noastră este mai hidratată. Și cum știm dacă tenul nostru este deshidratat? Un ten deshidratat vorbește cu noi, dacă putem să spunem astfel, pentru că la început poate apărea o senzație ușor neplăcută de prurit, de mâncărime. Ulterior, pielea devine uscată, simțim această uscăciune cutanată, care de multe ori este o senzație de piele care ține. Există un disconfort real la nivelul pielii. Pe de altă parte, o piele deshidratată este o piele care se va descoama, practic se va coji, mai mult sau mai puțin delicat. Și nu în ultimul rând, o piele deshidratată poate să capete un aspect roșiatic. Așa, acea roșiață cutanată poate să fie un veritabil indicator al unei inflamații. Deci deja vorbim despre o problemă agravată la nivelul pielii, determinată tot de lipsa hidratării. Am înțeles. Și atunci, ce ingrediente este indicat să folosim pentru hidratarea pielii? Ingredientul numărul 1, ingredientul vedetă pentru o hidratare optimă, este în mod cert acidul hialuronic. Trebuie să știți că acid hialuronic avem, da? Întotdeauna este acidul hialuronic endogen. Este o moleculă care ne ajută să păstrăm apa, atrage practic apa în țesuturi. Este molecula burete, dacă putem să-i spunem astfel, pentru că atrage de 1000 de ori mai mult apă decât greutatea sa. Despre acidul hialuronic este foarte util să știm că, deși îl avem în organism, din păcate cantitatea acestuia scade odată cu înaintarea în vârstă. Sunt de asemenea și dezechilibre metabolice care pot determina o scădere sau o metabolizare accelerată a acidului hialuronic. Și atunci avem nevoie de un acid hialuronic de origine naturală, într-o concentrație bună, adaptată nevoilor tenului nostru, pentru a avea această hidratare și strălucire. De asemenea, mai există un ingredient foarte important, pentru că ele acționează sinergic. Împreună, efectul va fi mult mai amplu și mai benefic pentru sănătatea pielii. Și aici mă refer la apa termală mineralizată sau apa vulcanică. Este o apă specială care este îmbogățită cu anumite elemente, cu minerale, și de asemenea ajută la fortifiere, la hidratare, la efectul acesta împreună cu acidul hialuronic de reumplere, practic, și de sănătatea pielii. Care sunt elementele benefice pe care le conține apa termală? Ce o face atât de extraordinară? Sigur că există diferențe între diverse tipuri de apă termală, însă dacă ne referim la apa vulcanică, care este o apă mineralizată, intens mineralizată, apa vulcanică Vichy, e bine să știm că aceasta conține o mare varietate de micro și macroelemente care sunt benefice pielii noastre. Spre exemplu, borul are un rol foarte bun în vindecare, fierul oxigenează celulele și creează un mediu optim pentru dezvoltarea unei calități bune a pielii. De asemenea, avem și calciu, care știm că are proprietăți de protecție și de fortifiere. De asemenea, sigur, vorbim și despre sodiu, potasiu, care de asemenea hidratează, ajută la promovarea hidratării optime în țesut.
Apa termală vulcanică Vichy este o apă care conține 15 minerale active. Este o apă pură care izvorăște din vulcan și atunci este foarte îmbogățită în aceste minerale. Practic, apa vulcanică Vichy, această apă puternic mineralizată, este ingredientul cheie în produsul deosebit pentru hidratare Vichy Mineral 89 Booster. Am înțeles. Și ce produse de îngrijire este indicat să folosim? Serumuri, creme, împreună, separat? Care este combinația ideală? Sigur, combinația ideală trebuie să fie una personalizată, pentru că această întrebare este frecvent adresată. În mod normal, după curățarea tenului, putem opta fie pentru utilizarea separată a celor două produse, serum și cremă, însă este ideal de cele mai multe ori să le folosim pe ambele, pentru că serumurile sunt mai concentrate în ingrediente active, iar o cremă vine în completarea acestui pas de îngrijire cu mult mai multă hidratare, mai ales pe parcursul nopții. Dacă mă întrebați când să le folosim și cum, e bine ca tenul nostru să fie hidratat de două ori pe zi. Un exemplu și un produs foarte bun este Vichy Mineral 89 Booster, care poate fi incorporat în rutina noastră zilnică și poate fi aplicat de două ori pe zi. O dată dimineața ne putem și machia ulterior și a doua aplicare este indicat să fie seara înainte de culcare pe un ten curat. Mulțumim mult de tot pentru răspunsurile oferite despre hidratare astăzi. Cu mare drag, oricând!